Ora 14, avem tot ce înseamnă afer, CFR, marfă și tarom. De la ora 14, invitați cu noi sunt domnul Iulică Mântescu, liderul de sindicat de la CFR Marfă. Spunem noi întotdeauna, bună ziua, stimate domn. Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine m-am găsit. Și domnul Doru Cireașă, jurnalist, clubferoviar.ro. Bună ziua, domnul Cireașă. Mulțumesc pentru prezență, vreau să vă spun că trebuie să revenim și să punctăm subiecte legate de afer, pentru că acolo se întâmplă lucruri foarte grave și vă spun așa pe acest lucru pentru că acolo este o anchetă în desfășurare legată de dispariția aproximativ 40 de tone de fier. Și domnii de la afer foarte bine. E vorba apoi încă o problemă legată de deplasări prin India, iarăși o problemă. Și oamenii trimit mesaje și ne anunță că după celebra vizită din China s-au întâmplat anumite lucruri plăcute pentru cei care au fost în China. Revenim cu unul din subiectele preferate ale emisiunii și anume afer, o autoritate de stat foarte importantă pentru căile ferate din România, dar care din păcate este infestată de interesele personale unor familii și cumetrii care de câțiva ani au captat această instituție. Nu este prima dată când spunem acest lucru. Am tot vorbit despre problemele din afer, inclusiv cu invitații noștri, cu foști miniștri ai transporturilor, cu senatori și cu ziariști cu experiență, care toți au confirmat informațiile de care dispunem, deocamdată fără vreun efect vizibil din partea noului ministru al transporturilor. Fac o paranteză, vreau să-l felicit pe domnul Drula. Am înțeles că ministrul transporturilor, după emisiunea din 5 februarie, a trimis corpul de control la afer. Felicitări, domnule ministru! Deocamdată, fără vreun efect vizibil din partea domnului ministru al transporturilor, observăm că au cam fost uitate lozincile cu fără penal și reforma aparatului de stat. Oamenii însă nu le uită. Domnule ministru Dulă, ce facem cu penalii și cu reforma? Acum două ediții în emisiunea de 5 februarie v-am prezentat un subiect interesant legat de afer. Era vorba despre o vizită foarte discretă făcută în vara anului 2019 în China, a unei delegații afer, al cărei mandat nu a fost confirmat de Ministerul Transporturilor, un acord cadru semnat cu chinezii care pare a fi super secretizat, precum și alte documente ținute la sertar, despre care cei din afer ne-au comunicat într-un răspuns oficial la o solicitare de-a noastră că nu ne pot fi puse la dispoziție din motive de confidențialitate. Ceea ce probabil nu știu domnii de la afer este că este aceea că a secretiza documente sau date în mod abuziv sau în afara cadrului legal este ilegal. Din câte cunoaștem, afer nu este vreun serviciu de informații al Ministerului Transporturilor și nici o altă instituție cu competențe în domeniul securității naționale. Dacă toate documentele din afer sau pe care le semnează aferul chiar și în China intră cumva sub incidența legii 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate fiind secrete de stat sau secrete de serviciu, atunci ar trebui să știm și noi. În prezent știm sigur că cei de la afer nu cunosc prevederile articolelor 24 și 33 în această lege. Oricum deținem toate documentele pe care cei de la afer nu au vrut să ni le ofere. Domnule Mântescu, nu este zi să nu primim mesaje, documente și informații legate de tot ce înseamnă, eu pot să-l numesc TUP, afer? Știți unde e sediu afer, nu? Bineînțeles, pe calea Gheviței. Da? Da. Vis-a-vis de registru, lângă registrul autoromân, nu? Da, aproape. Între două instituții se află un liceu, care nu știu dacă mai funcționează. Vă puteați imagina sau știați că în cadrul afer, sau știți că în cadrul afer se întâmplă astfel de lucruri? Vinerea viitoare vă prezentăm documentele privind ancheta poliției legat de dispariția 40 de tone de fier. Specifică ei ferate. Da. Se dispară sute de tone de motorină, zeci de tone de fier vechi. Păi bun, da. Suntem obișnuiți cu astfel de probleme. Procurorii nu fac nimic. Să ne dați mai multe detalii. În ultimii 20 de ani am constatat că procurorii mai activează în sensul de a pune ordine și a găsi soluțiile ce mai bune pentru jaful din sistemul de cale ferate. Vă dau un singur exemplu. N-a anchetat nimeni asocierea Rolling Stock. Cum statul român a trebuit să piardă 6.000 de vagoane și 100 de locomotive fără ca cineva să ancheteze sau să finalizeze o anchetă, că am informații că la timpul respectiv au fost demarate, dar de ce s-a oprit
acea anchetă și nu s-a finalizat, să știm și noi opinia publică sau chiar salariații de la CFR Marfă, cum s-a ajuns ca statul român să piardă 6.000 de vagoane și 100 de locomotive, vă dați seama că ar fi fost bine să știm. Dar, din păcate, se mai ține cont de acel slogan, de acea lozincă fără penali în funcții publice. Știți foarte bine că actuala coaliție de guvernare a apăsat pedala pe acest celebru slogan, fără penali în funții publice. Nu vă aduc de aminte. Da, se ține cont, dar numai în perioada de campanie electorală. Dar ați văzut ultimele declarații a anumitor miniștri, gen domnul Câțu. Majorare de 1% la pensii nu este în programul de guvernare, a fost în programul de campanie electorală. Sau, de exemplu, o altă declarație pe care pe mine pur și simplu m-a fascinat, că nu poate respecta o lege că n-a votat-o dânsul. Dar noi, cetățenii României, am votat vreo lege? Asta înseamnă insultă la anarhie. Cum să nu respecti o lege votată de Parlamentul României? Deci eu rămân șocat. V-am văzut prezent la protestele celor de la Metrorex. Am fost prezent la toate protestele demarate. Și mergeți în continuare. Și vom merge în continuare. Mai mult anunț că în data de 4 suntem 5-6 organizații federative din calea ferată care vom picheta Ministerul Transporturilor. Sper să vină și a 7-a federație. Doru Cireașă, clubferoviar.ro, jurnalist cu cel puțin 20 de ani de experiență în transporturi. Nu te întreb unde este sediul AFER, că sigur știi. Nu te întreb de celebru acord dintre AFER și firma din China, că sigur știi. Te întreb direct, sunt zeci de tone de fier vechi dispărute din AFER. Vom prezenta aceste documente săptămâna viitoare. Ce se întâmplă la AFER, Doru? Personal, nu știu această speță, aștept să ne dai mai multe detalii. Calea Ferată lucrează cu fier. E normal ca fierul să dispară. Uitați că acum, zilele trecute, intră în faliment o companie parteneră cu CFR și cu CFR Marfă. Este vorba de compania de transport feroviar sau grup de transport feroviar. Am să confunda cu CFR-ul. Companie deținută de Ștefan Morilă. Prima firmă care a apărut în România. Prima firmă care a avut licență în România privat. Și pleacă așa de pe piață cu o gaură de probabil undeva spre 20 de milioane de lei pentru CFR și CFR Marfă. Adică cu sumele astea apare la creditori. Și să vedeți ce se va întâmpla când se va pune problema lichidării CFR Marfă. Atunci să vedeți tone... Lichidării CFR Marfă? Nu știu, probabil că la asta se va ajunge. Da, atâta timp când nu se face nimic, are de frate. Există altă șansă, ne îndreptăm cu pași rapizi către lichidare. Ați văzut pe domnul Drogă că a zis ceva de subiect? Nu există la ora actuală, mă rog, o asumare politică ca să iasă cineva să spună că CFR Marfă trebuie să existe în continuare, dacă este... Nu se înțelege, pentru că ar trebui clar să vină un punct de vedere și din partea CSAT-ului și a Ministerului Apărării Naționale. Mai este sau nu mai este de interes strategic pentru România? Și cu cât înaintăm în timp, CFR Marfă nu face altceva decât să se afunde mai mult, pentru că apar și alte penalități și alte penalități și vom constata în final că de fapt s-au urmărit ca... totalul datorilor să depășească totalul capitalului social și a bunurilor ca să nu poată să mai fie salvată. Apropo, s-a întâlnit cu Ministerul de Finanțe, cu Consiliul Concurenței Economice. Da, vreau să vă întreb. Da. Vă citesc un singur mesaj de la AFER. Promit, sunt foarte multe. Și spun așa, oamenii din AFER, stimate domn, toți oamenii de bună credință vă urmăresc emisiunile cu speranța că poate se vor schimba lucrurile la AFER. Da, lucrurile se schimbă, doar că familiile fac și mai multe golănii pe față, sfidând pe toată lumea. Actualul director general spune stânga și în dreapta că el și-a aranjat să rămână în continuare. Se pare că a început să prindă gustul capitalei. Ministrului Drulă chiar nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în AFER. Domnule Mântescu, oamenii scriu
Oamenii scriu, foarte mulți oameni scriu o grămadă de lucruri, transmit mesaje, transmit documente de ce se întâmplă în afer, în CFR Marfă, în CFR Călători, în CFR Infrastructură, în SFT, Societatea Feroviară de Turism. Acum vedeți dumneavoastră, marea majoritate a salariților, fie că e din afer, că e din CFR Marfă, CFR Călători sau CFR SA, sunt salariați de bună credință. Și în momentul când primesc astfel de mesaje, normal că îi transmit la rândul lor mesajele corect, pentru că au o teamă a pierderii locului de muncă, au o teamă a ceea ce se va întâmpla cu societatea la care ei lucrează și atunci e normal, eu văd normal ca ei să transmită aceste mesaje. Și aferul este una dintre societățile care de-a lungul timpului au transmis salariații din cadrul afer de bună credință mesajele corect și bine susținute. Doru Cireașă, Club Feroviar.ro, dacă Cuc, Stroie, Șova, Cuc, Bode, și acum Drulă, în 4 ani, dacă nu mă înșel, corectează-mă, poate știi mai bine, dacă acești oameni, miniștrii, n-au făcut nimic sau nu au sesizat nimic în afer, crezi că ministrul Drulă, prim-ministrul Drulă, îl interesează de ce se întâmplă în afer? Vorbim de siguranța feroviară. Absolut, siguranța feroviară. Nu vorbim de un simplu vagon de călător sau de marfă. Absolut. Trebuie să fie interesat pentru că numărul incidentelor feroviare, vedem că este în creștere, vedem tot felul de imagini la televizor cu traverse rupte, traverse sparte, cu șine de cale ferată fisurate. Este absolut normal și obligația domnului ministru Drulă să se implice, în fine, foarte serios în activitatea aferului. Ca veste bună, acum vreo săptămână, două, acel organism notificat feroviar a fost acceptat de către Uniunea Europeană, s-a dat autorizația și pentru racordul de la Otopeni spre magistrală, magistrală feroviară. Deci sunt și chestii bune care se întâmplă, dar da, trebuie într-adevăr ținut foarte... Promit că sâmbătă viitoare vă aducem dovezi legate de fierul vechi dispărut din afer. Domnule Mântescu, fierul vechi de la CFR Marfă, vagoanele și locomotivele, pe unde mai sunt? Sau, adică ne pot salva de la faliment pe noi români, pe CFR Marfă, vagoanele și locomotivele trase la gard? Dacă vor fi valorificate în perioada următoare, cu siguranță că este una din variante de a recupera o parte din datoriile CFR Marfă către statul român. Dar, așa cum știm, ele nu numai că nu sunt valorificate de câțiva ani de zile, produc și pagube în continuare CFR Marfă, pentru că ele staționează pe liniile CFR SA, se plătește taxă de întâi. Anul trecut mai exista o variantă de a fi ajutată, dar numai CFR Marfă, toți operatorii din piață, în sensul că pe perioada pandemiei Uniunea Europeană a acceptat o schemă de ajutor de stat pentru toți operatorii din toate țările membre. Ar fi trebuit din România să vină și ea în ajutorul acestor operatori. Există o schemă în România aprobată? Prin reducerea taxei de utilizare chiar până la 100% și acoperirea ca și diferență de bani pentru gestionarul de infrastructură din banii europeni. Până la ora actuală, noi nu am văzut acest memorandum, n-am văzut acest proiect de act normativ. Eu cel puțin îl cer și am semnat și cu colegii de la Asociația Patronală Privată un act prin care am solicitat Ministerului și este tăcere totală. Să vă fac eu sinteză. Să v-ați întâlnit anul trecut sindicatele, poate nu sindicatul dumneavoastră, dar sau și al dumneavoastră, toate sindicatele, cred că de vreo 5 ori. V-ați întâlnit cu ministrul transporturilor și cu premierul, cu Ludovic Orban. Pe lângă asta s-au întâlnit și patronatele. Corect. OPE, SPTR, cum îi spune așa. S-au întâlnit cu patronatele. De vreo 3 ori s-au dat peste cap miniștrii transporturilor Bode și cu premierul cât de mult îi pasă de calea ferată. S-a cerut companiile de cale ferată, au prezentat planuri de ajutor de stat sau solicitări care s-au centralizat la minister și pe baza căreia nu s-a întâmplat nimic din toată treaba asta. Și în timpul ăsta, Austria, de exemplu, a scutit de TUI operatorul național, nu mai vorbim de Germania care a băgat zeci de miliarde în Deutsche Bahn, de s-au scandalizat
companiile mai mici germane de pe piață. La noi nu s-a întâmplat nimic care ferat. În schimb, domnul Orban, când a apărat la televizor, și toți ce mult le pasă de calea ferată. Și e cazul, acum să vedem că domnul Drulă are și chestii concrete, măsuri concrete, nu doar declarative. Dar anul trecut, din ce spune domnul Mântescu, nu știu să fie existat vreo măsură de ajutor de stat. Sunt aproape două luni de mandat ale domnului Drulă ca ministru al transporturilor. L-a interesat în cele două luni ceva legat de CFR Marfa? A desemnat pe domnul Covăzneanu și pe domnul consilier personal Radu Balcu să se ocupe de această problemă. Eu cred că ceea ce se întâmplă la nivelul declarativ sau chiar și la nivelul comisiilor care lucrează este un haos generalizat. De la o întâlnire la alta se vin cu fel de fel de variante, care mai de care mai năstrușnică, dar nimic concret care să ducă la salvarea lui CFR Marfă. Și eu repet, cu cât întârzie, o zi trecută înseamnă că bomba, fitilul bombei sociale numită CFR Marfă de la nivelul Ministerului Transporturilor stă să explodeze. Ce eu, înseamnă a exploda? Este o bombă socială. Gândiți-vă că CFR Marfă cu filiala sa, CFR Irlu, au undeva aproape 6.000 de salariați. Nu interesează pe nimeni măcar viitorul acestor salariați, dacă nu interesează viitorul unei firme strategice a statului român. Atunci, părerea mea este că cu cât trece timpul, cu atât ne apropiem mai repede, cu pași foarte rapizi, către faliment, către lichidarea lui CFR Marfă. Ori acest lucru... Domnul Mătescu, nu mai crede nimeni chestia, mă scuzați, cu companie strategică. Dacă vine Deutsche Bank și zice vrem noi să vă transportăm cărbune în România, de puteți să spuneți. Eu nu pun problema. Strategia asta... Luăm prima pauză de publicitate, revenim după pauză. Dar suntem nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre, CFR Marfă, tot mai aproape de faliment. CFR nu mai are marfă? CFR are deocamdată marfă și sperăm să aibă în continuare. Ați avut o întâlnire cu doamna ministru al muncii și v-a aprobat în continuare salariul cu pensia, nu? Cumulul. Nu. A, nu? Pregătește ca în următoarele 30 de zile să schimbe ordonanța 226 pe transformă lege cu amendamente și să vină cu interdicție de a se cumula pensia cu salariu. Cum afectează această decizie CFR Marfă? Nu mai pe CFR. Pe CFR Marfă va fi închisă de a doua zi. Din lipsa mecanicii de locomotivă, pentru că 40% vor trebui puși să pe plece liber, acasă. Da, prin această interdicție, iar ceilalți care mai rămân vor suprimi o parte din mecanicii de la CFR Călători, pentru că și la CFR Călători este aceeași deci, situație. Deci, odată cu decizia prin care se interzice pensia cu salariu, CFR Marfă se închide a doua zi. Se închide, iar CFR Infrastructură se va bloca, nu va mai putea să funcționeze, pentru că și acolo avem aproape 3.000 de salariați care sunt în această situație și e din zona de trafic. Ori, neavând impegați acari cu care să mai putem efectua circulația, nu putem pe cei care rămâne să mutăm dintr-o parte în alta dacă nu ne permite instrucțiile și reglementările în vigoare. Și atunci ajungem la un blocaj total, deci nu mai putem funcționa. Doru Cireașu. Vedeți, cam asta se întâmplă când aduci în fruntea unei țări că doamna Turcan e vicepremier, nu? E vicepremier? Acum este ministru al muncii. A fost vicepremier. A fost vicepremier. Un om care nu se pricepe la business-ul pe care îl reglementează. Dar altceva vreau să vă întreb. Dumneavoastră înțelegeți altfel fenomenele. Explicați-mi și mie cu ce deranjează chestia asta. Adică, un om a ieșit la pensie, a fost mecanic de locomotivă, a ieșit la pensie, se duce acasă și mănâncă pensia. Corect. De ce, dacă el se reîntoarce în muncă, plătește, reîntorcându-se în muncă, încasează în continuare pensia care o încasa și până atunci, primește un salariu, din salariul ăla plătește iarăși, plătește CEASE, 45% plătește CEASE, taxe și impozite și CEASE. Plătește corect. CEASE. Plătește. Corect. Așa. Deci aduce CEASE la bugetul de stat, de fapt angajatorului, nu el. De ce trebuie să nu las să facă chestia asta? Adică nu înțeleg care este, ca și cum... ar fi văzut niște hoți oamenii ăștia care fură din banii statului și nu trebuie să-i lăsăm să ne pure. Adică unde-i teama lor? Cu ce deranjează pe ei că cineva... Ce este, de ce dar încerc să înțeleg logic.
care nu dacă problema. Există vreo temere, dar problema este că clar nu stăpânesc fenomenul. Au mai încercat și în decembrie 2019, atunci am reușit să blocăm legea respectivă și să o modificăm urgent după ce a apărut în monitor oficial prin Parlament. 2019 decembrie, era pe 21 decembrie. PSD-ul. Nu, nu, era tot PNL-ul, era decembrie. Era decembrie, deja era guvern Ludovic Orban. Am mers, dar totuși am avut oameni cu care am putut să dialogăm, să discutăm. L-am avut pe domnul Antonel Tănase, secretar general, care imediat... Când i-a spus doamnei Turcan că a doua zi se poate închide CFR Marfa odată cu această decizie. Asta nu se decizie. Poate închide, că putem să luăm după stradă oameni tineri și să-i punem să lucreze. Deci v-a garantat că nu se închide CFR Marfa a doua zi și stradă pe aici, pe Calea Victoriei, trec niște tineri, niște oameni, de mâine îi faceți mecanism. Nu face să râd. Nu ne poate garanta nimeni. Păi nu, pentru sunt că oameni pe stradă aici. Trec mii de oameni. La Calea Ferată se pricepe toată lumea care s-a urcat în tren. Calea Ferată funcționează după niște reglementări stricte. Nu e așa? Adică nu se pricepe toată lumea care s-a urcat. Și închipui că e la fel de dificil să conduci o mașină, mașina aia care e pe stradă, cât și un tren. Cum să se pricepe toată lumea la Calea Ferată? Deci trebuie să citești reglementările, să studiezi legislația în domeniu. Proceduri. Când te afli acolo la bordul locomotivei, sunt o grămadă de proceduri legate de semnalizare. De... E la fel ca la aviație. Mașina pe... Trebuie să te autorizezi să faci o școală de 11 luni, să-ți obții permisul de mecanic de locomotivă, după care intri în perioada de obținere a certificatelor complementare. Certificate complementare care, după o perioadă, de exemplu, de autorizare la un Știți ce mă întreabă cineva din CFR? Credeți că CFR-ul, CFR Marfă, CFR Călător, CFR Infrastructură, este sabotată din interior, din guvern, din sistem? A fost sabotată de toate guvernele din ultimii 30 de ani. Atât timp cât n-am înțeles că ne-am reorganizat greșit pe societăți comerciale și trebuie să schimbăm urgent tipul de organizare al căii ferate, e normal că suntem sabotați cu bună știință de către toți cei care au guvernat și n-au luat măsurile. Ultima pauză de publicitate, trebuie să vorbim un pic, domnule Mântescu, domnule Cireașă, și despre Tarom, pentru că vin foarte multe informații și de acolo. Aseară în jurnal am explicat faptul că 700 de oameni din Tarom pleacă acasă, în timp ce Tarom sifonează milioane de euro pe contracte de reprezentare juridică. Pauză, revenim cu Tarom. Tarom, în ultima parte a emisiunii Drumurile Noastre, Tarom este un pacient în moarte clinică, îl resuscitează femeia de serviciu și un fochist. Asta în contextul în care la Tarom, dragi prieteni, săptămâna aceasta a avut loc o grevă spontană, pentru că oamenii nu și-au mai luat banii. Tarom nu are bani nici de salarii, are în schimb bani pentru lefurile nesimțite, și mi-asum că spun acest lucru, ale directorilor generali, ale directorilor care sunt în funcție, se știu ei, și ale consilierilor și consilierii de imagine, purtători de cuvânt, nici nu știm, pentru că nu vor să ne spună câți consilieri există. În imagini vedeți celebrele doamne stewardeze, fenomenul Apele Române de la Tarom, domnul Drulă, nu știu dacă știe acest lucru, în contextul în care peste noapte o doamnă drăguță din stewardeză a devenit șefă chartere la o vârstă fragedă. Domnule Mântescu, știți câte sindicate sunt la Tarom? Dacă nu vă spun eu. Două. Două? Două. Nouă. Nu, sunt nouă. Eu știam de două. Deci, vă spunem noi... Înseamnă că ne-a depășit pe noi la Calea Ferată. Sunt 8 sau 9 sindicate la Tarom, sindicate care tac și nu spun nimic pentru că au precizat în contracte să tacă din gură. Domnule Mântescu, Tarom, cum se vede de la CFR Marfa? E într-o situație similară, poate chiar un pic mai gravă. De ce? Pentru că mediul concurențial în aviație este mult mai mare decât mediul concurențial din transporturile de marfă din România. Și atunci situația lor este delicată, ca și al lui CFR Marfa, de altfel. Cine moare mai repede, Tarom sau CFR Marfa? Mi-este greu să previzionez care dintre ele va muri prima.
Da, e... Domnule Doru Cireaș... Este foarte greu. S-a semnat problema este că... colectiv. Acum îl aveți în imagine pe domnul Marius Popescu, un tânăr domn din informațiile noastre, purtător de cuvânt. L-a jucat frumos să intre cu noi în direct, să ne detalieze situația Tarom, pentru că emisiunea domnule noastră e deschisă companiei Tarom întotdeauna. L-aș invita în emisiune. Domnul Marius Popescu, unul din consilierii strategici ai celui mai bun director general în funcție de la Tarom, domnul Mihai Țăursu. Doru Cireaș, au fost 7 directori sau 9 în ultimii 3 sau 4 ani la Tarom. Da. Există interese pentru dispariția acestei companii de pe piață. Vă dați seama că Tarom are o bună cotă de piață la București. Toate companiile sunt interesate să preia, ca și în cazul lui Cef Fermar, toate contractele și tot acest flux de călători. De asemenea, sunt reglementări foarte precise privind ajutorul de stat. Nu poți pur și simplu să vii să dai niște bani așa unei companii. Domnul Răzvan Condurățeanu, un alt consilier strategic al domnului Mihai Țăursu, vreau să-i prezint în fiecare vineri. Vreau să-i prezint eu în fiecare vineri. Răzvan Condurățeanu. Pentru că am înțeles că oamenii ăștia decid, fac strategii de restructurare și de reformă a companiei. E un nume cunoscut acesta, Condurățeanu. Are vreo legătură cu colegul nostru din presă? Nu știu. O să ne documentăm. S-a semnat un acord pe 3 luni, iar conducerea Tarom dorește semnarea unui CCM pe care unele sindicate nu îl agrează pentru că actuala conducere dorește modificări majore la CCM care reduce beneficiile angajaților cel puțin la drepturile salariilor compensatorii de la 12 la 7. Ar dori conducerea. A fost o grevă spontană în această săptămână. Într-un final și-au luat lefurile, și-au luat salariile. Asta în contextul în care trebuie să vă precizăm, domnule Mântescu, că conducerea beneficiază de acte adiționale preferențiale cu drepturi de câte 12 salarii. Eu știu că acel acord nu e recunoscut de către administrație și nu vor să-l pună în practică, motivând că nu e instituție bugetară, că vezi, doamne, acord după articolul 153 din legea 62 se aplică numai bugetarilor. Este fals. Orice acord, dacă există semnătura pe el ambelor părți, cu siguranță atunci mulțumim, devine aplicabil. Mulțumim, aceasta a fost emisiunea de astăzi, emisiunea anule noastră, este urmăritoare. Continuăm cu Tarom și Afer. Ne revedem vinerea viitoare. Drumuri bune!